Bine ați venit la întâlnirea cu Smart City! Astăzi vom vorbi despre o aplicație Smart lansată zilele trecute în Cluj-Napoca, prin care fiecare dintre noi poate contribui la reducerea poluării în orașe, adică la reducerea amprentei noastre de carbon. Ce e mai bine decât să ai o aplicație mobilă care să-ți indice locul cel mai apropiat și disponibilitatea unor mijloace de transport alternative, care nu numai te ajută să ajungi mult mai rapid la destinația dorită, dar te ajută să faci acest lucru și realizând un pic de efort fizic, care este bun pentru sănătate și, de ce nu, mai ales bun pentru mediul înconjurător. Ce este amprenta de carbon? Pe scurt, înseamnă emisiile totale de gaze cu efect de seră pe care le producem într-un anumit interval de timp. Dacă am ști cât poluăm zilnic, ne-ar ajuta să fim mai responsabili în raport cu mediul înconjurător. WillyGo este aplicația cu care ne puteți arăta fiecare dintre dumneavoastră cu cât contribuiți la eliminarea amprentei de carbon și asta foarte simplu prin folosirea bicicletei, prin mersul pe jos pentru treburile cotidiene, folositul rolelor, alergatul în parc. Fiecare pas al dumneavoastră contează și ne arată cum reducem fiecare dintre noi individual amprenta de carbon. Cum funcționează aplicația? Oamenii pot să-și urmărească deplasările zilnice cu bicicleta pe jos sau cu alte mijloace nepoluante. Iar pentru a încuraja mobilitatea alternativă, Primăria Cluj-Napoca poate vedea care sunt zonele preferate de bicicliști și pietoni, astfel încât să poată lua decizii pentru a construi noi alei pietonale, piste pentru biciclete, trotinete, dar și legate de transportul în comun. Ne dorim ca până în 2028 întreaga flotă să fie nepoluantă. Chiar lucrăm la un parteneriat cu Universitatea Tehnică pentru a introduce primele autobuze cu hidrogen în transportul public din Cluj-Napoca. De asemenea, pe componenta Smart pentru zona centrală propunem o rută deservită de un autobuz autonom fără șofer și aici suntem în procedura de achiziție publică. Așadar, când vă veți calcula zilnic amprenta de carbon, să vă gândiți că în lume sunt 7 miliarde de oameni care, la fel ca și noi, consumă în proporții variabile resursele planetei. Merită să ne schimbăm atitudinea față de mediu, nu? Și pentru că tot vorbim despre reducerea emisiilor de dioxid de carbon, să vedem dacă o clădire precum Casa Poporului ar putea fi transformată într-o clădire eficientă energetic. Avem, cred că, mai mult de 2 milioane de metri pătrați de rooftop, adică de acoperiș, de hale, nefolosit la ora asta. Deci se poate absolut folosi pentru clădirile vechi, iar Casa Poporului ar putea beneficia pentru că întinderea pe care o are Casa Poporului este absolut generoasă și aportul de energie generat pe timpul zilei ar fi absolut benefic pentru acea clădire care consumă extrem de mult curent electric, da? Pentru că trebuie răcită, trebuie iluminată, în mai toate zilele sunt multe spații folosite și atunci aportul de energie din fotovoltaic cu siguranță ar ajuta. Atât pentru astăzi la Smart City, emisiunea care îți prezintă soluții smart pentru orașul tău.